Să facă mișcare. Fiecare dimineață măsoară bulevardul înainte și înapoi. Parcă-i pedepsit. De ce s-o fi trudind așa? Pentru exercițiu. Dar de ce are nevoie de exercițiu? Pentru apetit. Iar de apetit are nevoie pentru masă. Și ce mai mese se dau la el. Parcă fără exercițiu poți să înghiți asemenea mese, da? Bine, bine, dar pentru ce taci într-una? Respect este. Cum vrei să vorbească când e doldora de milioane? Cu cine vrei să facă conversații? În tot orașul, dacă sunt două, trei persoane așa cu care catadixește să schimbe o vorbă în colonare cu cine? E, ce vezi? Păi de de-aia taci. De-aia stă și puțin în localul nostru. Ba n-ar sta el deloc dacă n-ar fi afaceri. Da? Ca să facă conversație, pleacă la Moscova, la Petersburg, ba chiar și în străinătăți, acolo e la largul lui. Uite-l și pe Vasile Danilici. Vine de sub deal. Parcă nu e și el om bogat și stă de vorbă cu oamenii. Vasile Danilici e încă tânăr, da? Nu le știe el încă pe toate. Nu-și cunoaște de ajuns valoarea, dar când o bătrâni o să se schimbe și el. Plecăciun. Ochi Parmioneci! Am onoarea să vă salut. Vasile Danilici. Din Cotro. De la debarcader. Ai așteptat pe cineva? De așteptat am așteptat, dar uite că n-a venit. Ieri am primit o telegramă de la Serghei Paratov. Cumpăr un vapor de la dânsul. Nu cumva Rândunica, Vasile Danilici? Da, Rândunica, dar pentru ce mă întreb? Grozav fuge, strajnic vapor. Ei, și uite că Serghei m-a păcălit. N-a sosit. Dumneavoastră l-ați așteptat, se vede treaba să sosească pe vasul zburătorul, de când mea lui poate călătorește pe Rândunica. Vasile Danilici! Da? Mai vine un vapor. Poate vapoare plutesc pe Volga. Pe ăsta sosește Serghei. Așa crezi tu? Da, parcă ar fi dumnea lui. Zbaturile roților de pe Rândunica n-au ferește. Așa e. Bine, voi eu. Bine, lăsați asta, voi să-mi dați de veste când acostează. Te tragă cu tun. Asta fără bar și poape. Care tun? Păi cum? Voierul are aici șlepul dumnealui, în mijlocul Volgăi, prins cu ancora. Asta o știu. Apoi pe șlep e un tun.
când Serghei Serghenici debarcă sau se urcă pe vapor, neapărat trage cu tun. Da, uite și trăsura. A venit pădnealui, caleașca lui Circo, 4 telegari. Smei, nu cai, toți 4 cu dârlogi și ce hamuri, ce harnașament. Pentru dumnealui a venit. Ia uitați-vă la țigan cum s-a de lângă circum pe capră, în captan de sărbătoare, încins cu brâul de piele, gata, gata să se frângă două. În ce lux trăiește și paratov ăsta? Da, nimic de zis, luxul nu-i lipsește. Cumperi este vapor? Ieftin, bă, chipar mi-o, nici ieftin. Da, se înțelege, altfel ce rost are să cumpe. Dar de ce îl vinde? Nu, cine știe, poate că nu-i mai aduce niciun câștig. Firește el și câștig. Asta nu e treabă boierească. Uite, dumneata, o să câștigi cu el, mai ales dacă îl cumperi și ieftin. Da, mă, chipar mi-o, nici pentru mine e tocmai ce-mi trebuie. Am pe Volga în jos multă încărcătură. O fi că... având nevoie de bani, că e un risipitor. Treaba lui, banii mei sunt pregătiți. Da, cu bani se pot face afaceri, se pot... Bine de cel ce are bani mulți, Vasile Danilici. Ei, încă fi rău. De altfel, dumneata, mă, chipar Mioneci, o știi mai bine ca oricare altul. Eu, Vasile Danilici, știu. Mă, chipar Mioneci, ce-ar fi să ne răcorim un pic? Vai de mine. Așa de dimineață nici n-am prânzit. Nu face nimic, ascultă-mă ce-ți spun. Mi-a spus mie un englez director de fabrică că pentru a scăpa de guturai e bine să bei dimineața puțină șampanie pe stomacul gol. Iar eu am răcit un pic așa, așa. Gavrilo! Poruncă! Gavrilo! Să-mi aduci niște ceai de-al meu. Ai înțeles, Gavrilo, de-al meu? Am înțeles. Dar ce, dumneata, bei un ceai special? Nu, frate, nu ți-am spus tot șampanie. Numai cotoarnă în ceainic și o servești cu cești și farfuriuțe, ca să nu se simtă că bem așa de dimineață. Genios! Ia spune, pleci la expoziția de la Paris? Da, după ce cumpăr vaporul, trimit în jos după încărcătură și după aceea plec și eu. Eu la fel, zilele astea sunt așteptat. Ochii barbionăci, ai auzit noutatea? Se mărită Dimitrievna. Se mărită? Ce vorbești? Cu cine? Cu Caran de șef. Ce prostie mai e și asta? Ce fantezie? Cine mai e și Caran de șef ăsta? Ce partidă nepotrivită pentru Larisa Dimitrievna. Bineînțeles nepotrivită. Dar ce să-i faci? De unde să iei un logodnic? Ia, știi, e o fată fără zestre. A, tocmai cele fără zestre găsesc logodnici buni. Nu mă chipar, Mionăș. No, s-au dus vremurile alea. Ha, ce parcă maica sa, Harita Ignatievna, ar dau după Carandeșev dacă ar găsi un logodnic mai bun. Da, cum? A fost așa de nesocotită. Ogudalovii sunt totuși o familie bună și deodată să ia de ginele pe un oarecare Carandășe cu șiretere. Casa lor e doar întotdeauna plină de pretende. Atunci să vii la ele în casă e o mare plăcere. Într-adevăr, e o mare plăcere, aici ai dreptate. Și cu toate astea, mă, Ghipadiune, ce aproape niciodată nu te zăresc pe acolo. Da, e supărător. Prea multă adunătură vine la ele. Pe urmă, când îi întâlnești, te salută, se vâră în vorbă. Uite, de pildă, Carandășev. E asta o cunoștință pentru mine? Drepte, casa lor parcă e un bulci. Na, și ce chilipire sunt aici? Unul se vâră în Larisa Dimitrievna cu complimente, altul cu dulcegării. Toți bâzâie ca albinele, nu poți să schimbi o vorbă cu ea. Plăcute să te vezi mai des cu ea singur, fără atâtea piedici, a? Atunci, mă, chipar Mioneci, nu rămâne decât însurătoarea. Însurătoare? Nu oricine poate și apoi nu oricine vrea. Uite, eu de pildă știi bine, sunt însurat. Atunci nu-i nimic de făcut. E bună poama, mă, chipar Mioneci, dar e cam acrișoară. Crezi? E limpede, ascultă-mă ce-ți spun. Cu ele nu merge, pentru că ocazia au avut destul, însă nu s-a lăsat ispitită. Ești un Caran de șef, numai să se mărite. Ei, cu toate astea n-ar fi rău cu o domnișoară ca e așa o plimbare la Paris, la expoziție. N-ar fi plicticos deloc? Ce plimbare plăcut ar fi! Dar ia spune-mi, mă, chipar Mioneci, dumneata ce gânduri ai? De ce, parcă dumneata nu ai aceleași gânduri?
A, nu mă chipar, Mioloș, dar nu-i de mine. Nu, eu nu mă pricep la lucruri din astea. Știi, mie lipsește îndrăzneala cu femeile. Din pricina educației pe care am primit-o, educație morală, patriarhală... Ce tot o succes, oro succes. Ba, dar ai mai multe șanse ca mine. Tinerețea e lucru mare și, pe urmă, nici la bani n-ai de ce să te plângi. Vaporul cumperi ieftin, așa că din ce câștigi se poate, dar... Vezi să nu-ți revină mai scump ca rândunica. Fiecare m-ar făcut prețul ei, mă, chipar Mione, chiar eu să știi, cu toate că sunt tânăr, nu mă avânt fără socoteală. Na, nu zi vorbă mare, nu e rău să te îndrăgostești la vârsta dumitale și atunci... S-au dus socotelele. Da, nu mă, chipar Mione, ce-ți spun? Apoi eu la mine, să știi, nici n-am băgat de seamă. Ce anume? A, asta, ceea ce alții numesc dragoste. Ah, lăudat, înseamnă că o să fii un bun negustor. Și totuși mă mir. E posibil ca Larisa Dimitrievna să nu fi găsit niciun pretendent în afară de Carandă, șef? Ba, de găsit s-au găsit, însă fata e cam simpluță. Cum așa, adică proastă? A, nu, n-am vrut să spun că e proastă, nu. Însă e lipsită de șiretenie. Nu e ca maică-sa Harita Ignatievna, e toată numai șiretenie și lingușală. Pe când fata odată de te zici că strântește așa tamnesant ce nu trebuie. Adică adevăr? Da, da, adevărul. Ori fetele fără zestre în situația așa, nu au voie să facă așa ceva. Tot ce îi place sau displace, spune așa în față. O poate mai știe. Beata fată, o fi lipsită de noroc. Uite, anul trecut de pildă, a apărut Sergei Sergeevici Palatov. Nu-și dezlipea ochii de la el. Dânsul a venit vreo două luni, a îndepărtat toți pretendenții și după aceea a dispărut fără urmă, nu se știe unde. Ce o fi găsit pe alta? Ce știi? E o fire cam ciudată. Ah, și cât l-a mai iubit săraca fată. Era aproape să moare de dorul lui. Dar de unde a mai apărut și Carandă șeva asta? Se învârtea de trei ani până ele prin casă. De-a lungat nu-l alungau, dar nici vreo considerație deosebită nu îi se dădea. Vă să zic că acum e răsplătit pentru statornicia lui. Cred că e fericit. Și încă ce fericit. Sclipește ca o cireașă cu coaptă. Să mor de râs, nu alta. Înainte nici nu-l simțeai, dar acum tot eu și eu. Eu vreau, eu doresc, eu vreau. Păcat de biata Larisa Dimitrievna. Păcat. De când atâta milă, mochi parmione? Bine, dar dumneata nu-ți dai seama că ființa asta e creată pentru lux? Da. Un brilian scump are nevoie de o montură de preț. Și de un bun giuvaergiu? Ai spus un mare adevăr. Giuvaergiul nu e ca orice meșteșugar. El trebuie să fie și artist. Într-un cadru de mizerie și cu un bărbat tâmpit pe deasupra, ea ori va pieri, ori se va banaliza. Îl va lăsa repejor, așa cred eu. Acum e cam moartă, dar când și-o reveni și l-o privi mai culoarea minte, când l-o vedea și l-o vedea așa cum e. Uite, vorbești de lup și lup la ușă. Bună ziua, domnilor. Harita Ignatievna, ce plăcere. Bună ziua, Vasenka. Bună ziua. Bună ziua. Luați loc, vă rog, Harita Ignatievna. Ce plăcere. Nu poftiți un pic de ceai? N-aș fi împotriva unei ceșcute. Ivan! Adu o ceașcă și mai toarnă apă fiartă. Ce fantezie ciudată să bei ceai la ora asta. Mă mir. Ce vrei, Iuli, capitone? Ce mi-e sete și nu știu ce să beau. Dă-mi un sfat, îți voi fi foarte recunoscător. Ia mea. Sigur. Se poate bea un păhărel de vodcă. Da. Sau se poate mânca o chifteluță cu un păhărel de vin bun. Ăsta e aperitivul meu obișnuit. Halal, așa viață, Harita Ignatievna. De invidiat, de invidiat. Aș vrea o zi măcar să trăiesc ca dumneata, vodcă și vinișor. Dar noi n-avem voie. Riști să ți se tulbure judecata. Dumitale, ți-e permis orice? Nu-i primești de să-ți pierzi capitalul, pentru că nu-l ai. Dar noi ne-am născut pe lume împovărați. Avem afaceri foarte mari, așa că n-avem voie să ne pierdem judecata. Poftim, Harita Ignatievna. Mulțumesc. Domnilor, eu și ceaiul îl beau rece, ca nu cumva să spună lumea că întrebuințez băuturi care înfierbântă creierul. Ceaiul e rece, într-adevăr, Vasenka, dar e puțin cam prea tare. Nu face nimic, serviți-vă, faceți-mi plăcerea. Și apoi, în aer liber, nu face niciun rău. Ascultă! Poruncis.
Vino azi la mine să servești la masă. Am înțeles ce-i, capitanul. Și ia seama, băiete, îmbracă-te mai cuvincios. Ne cunoaștem noi meseria, fracul. Nu suntem dăia care habar n-au ce e aia. Vasili Danilici, da? Mică veni vorba. Poftim astăzi la mine la masă. Oh, mulțumesc, prea plecat. Porunciți să vin și eu în frac? E, cum dorești, voia dumitale. Vor fi și doamne. Am înțeles, sper că nu mă fac de râs. Mochi Parmioneci, nu v-ar face și dumneavoastră plăcere să luați astăzi masa la mine? La dumneavoastră? Mochi Parmioneci, este ca și cum ar fi la noi, masa o dă pentru Larisa. Da? Atunci dumneata mă invit, nu? Bine, atunci vin. Așa că sper. Am spus odată că vin, vin. Iulie, Capitoneci, este viitorul meu ginere. O mărit pe Larisa cu el. Prea dumitare. Da, Mochi Parmioneci, m-am hotărât. Eu, în general, așa am fost întotdeauna mai presus de prejudecăți. Mochi Parmioneci, un pic am aspru. Eu doresc ca Larisa Dimitrievna să fie înconjurată numai de oameni de soi. Înseamnă atunci că și eu fac parte dintre oamenii de soi, da? Îți mulțumesc din suflet, să știi că nu mă așteptam. Gavrilo! Poruncă! Cât datoresc pentru ceai, Gavrilo? Păi, ați binevoit să comandați două porții. Da, două porții. Păi, atunci știi și singur, Vasile Danilici, că nu e prima oară. 13 ruble. Atât? Eu credeam că s-a mai ieftinit. De unde să ieftinească, Vasile Danilici? Acum știi și noastră, ursul, rublei, vama, ce să mai... Bine, 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 hai, nu mă mai plictisi. Ia banii și șterge-o. De ce așa de scump? De, pentru unul e scump, pentru altul nu. La mea ta, nu bei un ceai ca ăsta. Iulie, capitone, ce încetează? Mi-te amestecă unde mi-i trebuie dumitale. Vasile Danilici! Vasile Danilici! Da. Se apropie rândunica! Oh. Mochi Parmioneci, se apropie rândunica. Nu doriți să o privim? Nu coborăm, o vedem de pe deal. Da, să mergem. E interesant. Bacia, da. Mă duc acasă cu trăsura ta. Bine, duceți-vă, numai să mi-o trimiteți repede înapoi. Mochi Parmioneci, ne pregătim de muncă. Da. N-ai idee câte grijă am pe cap și... Te cheltuieli la care nici nu te aștepți. Uite, mâine este ziua de naștere a Larisei și... aș fi vrut să-i dăruiesc ceva. Bine, o să trec pe la voi. La revedere, uita departe, dincolo de Volga. Ce minunat trebuie să fie acolo. Să plecăm cât mai repede la țară. Bine, bine, te uitai peste Volga. Dar ce vorbea Vojevatov cu dumneata? Mai nimic, fleacuri. Deci știi cât mă atrage pădurea dincolo de Volga. Să plecăm. Să plecăm de aici. Mi se pare ciudat. Despre ce putea să vorbească cu dumneata? Pentru cât te privește ce-am vorbit? Îmi spui, Vasia, ce înseamnă familiaritatea asta cu un bărbat tânăr? Ne cunoaștem încă din copilărie. De mici ne-am jucat împreună, așa că m-am obișnuit. Trebuie să te lași de obiceiurile vechi. Ce intimitate cu un fecușteț prost, bun de nimic. Nu mai e de răbdat ce a fost la voi până acum. N-a fost nimic rău la noi. A fost o șatră țigănească, asta a fost. Dar ce mai e și asta? De ce te-ai supărat? E cum spui. Șatră țigănească. Numai că în ea era plăcut să trăiești. Poți dumneata să-mi dai ceva mai bun ca această șatră? Firește. De ce mă umilești tot timpul cu șatra țigănească? Crezi, poate, cu asemenea viață îmi plăcea? Ascultam de porunca mamei,
Însemna că vrând nevrând trebuia să îndur viața asta. Dacă n-aș fi căutat liniște, singurătate, dacă n-aș fi vrut să fug de oameni, m-aș mărita cu dumneata. Nu a trebuit alegerea mea cine știe căror merite, pe care eu încă nu le văd la dumneata. Caut să te îndrăgesc. Îmi doresc o viață modestă de familie. Cred în ea. Vezi că mă găsesc la o răspândie. Susține-mă. Am nevoie de încurajare, de mângâiere. Poartă-te cu mine blând. Prinde clipele astea, nu le scăpa. Larisa Dimitrievna, n-am vrut deloc să te jignesc. Am spus și eu așa. Ce înseamnă așa? Adică, fără să te gândești? N-ai înțeles oare când cuvintele dumitale e o jignire sau atunci ce să cred? Că am spus-o fără intenție. Atunci e și mai rău. Trebuie să gândești înainte de a vorbi. Nu vezi în ce stare mă găsesc? Fiecare cuvânt pe care îl spui sau pe care l-aud îl simt în inimă. În cazul acesta te rog să mă ierti. Să lăsăm. Fii mai prevăzător de aici înainte. Șatră țigănească. Da, e adevărat. Numai că în această șatră au fost și oameni buni, cu suflet ales. Și care anume au fost acești oameni buni, cu suflet ales? Nu cumva Serghei Sergeevici Paratov? Te rog, nu pomeni de el. Și pentru ce mă rog? Fiindcă nu-l cunoști. Și chiar dacă îl cunoști, te rog, iartă-mă. Nu dumneata poți să-l judeci. Pe oamenii judeci după purtări. Are s-a purtat bine cu dumneata? Asta mă privește numai pe mine. Dacă eu nu-l condamn, atunci nici dumitale nu te îngăduni. Larisa Dimitrievna, spune-mi, numai te rog, vorbește deschis. Oare sunt eu mai rău decât Paratov? Te rog. Te rog, nu trebuie. De ce? Deoarece comparația nu va fi în favoarea dumitale. Luat așa cum ești, dumneata, însemn ceva. Ești un bun, cinstit, care în comparație cu Serghei Sergeici. Nu înțeleg ce are el așa de deosebit. Nimic, nu văd nimic. Un soi de îndrăzneală, de impertinență, da. Asta poate avea oricine, numai să vrea. Dar dumneata, îți dai seama ce fel de îndrăzneală e asta? Ce fel? Uite ce fel. Uite, am să-ți povestesc o întâmplare. A trecut odată pe aici un ofițer caucazian, cunoscut de-a lui Serghei Sergeici, țintaș de săvârșit. Au venit la noi. Serghei Sergeici îi spune: am auzit că dumneata țintești bine. Nu tocmai rău, îi răspunde ofițerul. Atunci, Serghei Sergeici îi dă un pistol, își pune un pahar pe cap, se depărtează vreo 12 pași până în camera alăturată, trage. Și ofițerul a tras? A tras. A tras și se înțelege că paharul a zburat în țândă. Numai că ofițerul a pălit ușor. Serghei Sergeici îi spune: dumneata țintești minunat, dar ai pălit trăgând într-un bărbat și într-o ființă care nu ți-e apropiată. Uite, eu am să trag într-o fată care pentru mine este lucrul cel mai scump de pe lume și n-am să pălesc. Cu un aer nepăsător, zâmbind, îmi dă să țin o monedă, trage de la aceeași distanță și moneda zboară. Și dumneata te-ai supus? Dar se poate oare să nu îi te supui? Cum ai fost atât de sigură de el? Ce vorbă, dar se poate oare să nu fii sigură de el? N-are inimă, de asta e așa de îndrăzneț. Ba, are inimă. Am văzut cu ochii mei cum a ajutat pe un sărac. I-a dat toți banii pe care i-a avea la el. Dacă vrei să știi, Serghei Sergeici e bărbatul ideal. Hai să admitem că Paratov are unele merite, cel puțin în ochii dumitale. Dar cine e negustorașul ăsta, Bozevato, vase al dumitale? Cumva ai de gând să faci pe gelosul? Te rog, lasă la o parte asemenea prostii. N-avea teamă. Mă iubesc și n-am să iubesc pe nimeni. Dar dacă se ivește din nou Paratov? Liniștește-te, nu s-a ivit. Și chiar dacă s-ar ivi, acum e prea târziu. Fără îndoială că nu ne vom mai revedea niciodată. Ce s-a întâmplat? Cine știe ce negustor îngânfat coboară de pe vasul său
Și în cinstea lui se trage o salvă de tun. Vai, cum am speriat. Hai acasă, se face târziu. A sosit boierul, să poftească, să poftească! Îmi frământ mintea cu ce să-l întâmpin! Isprăvește, vin de pe apă, pe Volga nu e praf. Lăsați, boierule, se poate, așa cere regula. De un an întreg nu m-am văzut, boierule, bine. Așa că de bine ce-ați venit. Bine, mulțumesc. Cu plecăciune, boierule. Mulțumesc. V-aș zic că, Vasile Danilici, m-ați așteptat cu zburătorul. Ei, de unde era să bănuiesc eu că vei sosi în zbor pe rândurica dumitare? Eu credeam că ea vine în urmă cu șlepurile. Da, de unde, domnilor? Am vândut șlepurile. Domnilor, vă rog să mă iertați, am uitat să vă prezint pe prietenul meu. Mochi Parmionici, Vasile Danilici, vă recomand pe Robinson. Robinson și mai cum, n-are nume după tată? Robinson? La Serge, e amiază, prietene, și mor de sete. Așteaptă, așteaptă să ajungem mai întâi la hotel. Voilà! Hai, du-te, du-te, dracu, să te ia. Ei, Gavrilo! Porumb! Vrei să nu-i dai mai mult de un păhărel domnule ăsta, că e arțăgos din film. La Serge, Gavrilo! Acesta e, domnilor, un actor de provincie, Ceaslifțev Arcadie. Are nume, atunci de ce îi spui Robinson? Cum de ce? Iată de ce. L-am găsit pe o insulă nelocuită. Striga disperat spre noi. Ce căuta pe insula aceea? Fusese debarcat de pe un vapor la cererea pasagerilor pentru că se îmbătase turtă și făcea tot felul de năzbâtii de șantaje. Atunci l-am luat pe vaporul meu, l-am îmbrăcat în haine de ale mele. Ce vreți, domnilor? Am slăbiciune pentru artiști. De asta l-am botezat Robinson. Asta zic și eu, noroc. Iată o descoperire de preț, Serghei Serghei. O singură neplăcere, probabil, te scoate din sărite cu peția. Da, de unde? Cu mine nu-i merge, domnilor. Pe chestia asta sunt sever. Ba, nu are? Fără permisiunea mea e poruncă să nu-i se dea. Iar dacă cere de la mine, îi pun în mână un volumaj de conversație în franțuzești. Așa. Ia binevoiește și învață mai întâi o pagină. Fără asta nu-ți dau. Și el și el începe să înveze. Ia știi ce silință. Ce noroc ai avut, Serghei Serghei, ce noroc. Cred că n-aș precuveți nimic pentru un asemenea om. Spune-mi, te rog, e actor bun? Bun. Nu-i bun. Bun, da, de unde bun? Pe scenă nu face două copii. Dar în viață are un haz turbat. Te face să petreci. Dacă vrei, poți să ți-l împrumut pentru două, trei zile. Nici nu știi ce bucurie îmi faci să știi de-mi va fi pe plac. N-o să rămână în pagubă. Serghei Serghei, cum de nu ți-e milă să vinzi rândunica? Milă? Ce aia milă? Eu nu știu ce înseamnă așa ceva, Mochi Parmionici. Eu n-am nimic sfânt. De cred că în interesul meu vând tot. Tot ce vrei. Mai ales acum, domnilor, când am alte afaceri și alte socoteli. Anume? Mă însor cu o fată bogată. Foarte bogată. Iau ca zestre mine de aur. Așa zestre mai zic și eu. Să mă costă cam scump. Trebuie să mi-au rămas bun de la libertatea mea, de la viața plăcută de până acum. De aceea, domnilor,
Să încercăm să ne petrecem cât mai vesel aceste ultime zile. O să ne străduim, Serghei, Serghei, o să ne străduim. Tatăl, tatăl logodnicei mele e un distins și mare bogătaș. De asta nu vrea să audă de chefuri, lăutari și alte. Ha! Că fete vula! Vene, vene! Comand! Ce laxon! Robinson! Tu cu noi ai să treci drept englez. Cum, așa, deodată per tu? Când doar am băut dintr-o cupă amândoi? Asta n-are nici importanță. Uitați-vă, domnul, ce pasană! Eu nu pot să supăr familiaritățile și nu permit la oricine. Dragul meu, eu nu sunt oricine. Da, și cine, mă rog, ești dumneata? Negustor. Bogat? Bogat. Și mână largă? Și... Ești pe gustul meu, încântat de cunoștință. Uite, acum îți permit să te comporți cu mine de la egal la egal. Va să zic că suntem prieteni. Două trupuri, un singur suflet. Și un singur buzunar. Numele și pronumele, ajunge numele mic. Vasili Danilici. Atunci uite ce e Vasea, dragă, da, pentru prima cunoștință. Plătește tu pentru mine. Gavrilo! Gavrilo, Gavrilo! 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 Trece în contul meu. Serghei, Serghei! Da. Astă seară o să organizăm o plimbare peste Volga. Oh. Într-un dintre lăutarii, într-alta noi. Ajungi la un loc potrivit, ne așezăm frumușei și te rogi. Vasile Danilici, eu dau tot ce trebuie. Așa. Vă dau oameni de-ai mei, vă dau tot. Foarte bine! Da. Atunci cam pe la șase totul să fie gata. Fii atent dacă lipsește ceva. Da, se poate. De puțin timp îl cunosc, domnilor, și m-am și îndrăgostit de el. Ce minune de băiat, doamne! Principalul e să fim veseli, domnilor. Sigur că da. Mi-au rămas bun de la viața de hotei și vreau să am de ce să-mi amintesc. Iar gustarea, domnilor, vă rog, vă poftesc să o luați la mine. Ce păcat, ce păcat, Serghei Serghei! Nu se poate. De ce? Suntem invitați. Asta, bine, dar renunțați la invitat. Nu putem, nu putem. Se mărită Larisa Dimitrievna, așa că trebuie să luăm masa la logodnicul ei. Larisa se mărită? Da. Da, foarte bine. Domnul cu ea. Sunt puțin vinovat față de fata asta. Adică vreau să spun foarte vinovat. Dar acum că se mărită, înseamnă că am încheiat-o cu vechile socoteli și pot din nou să apar să-i sărut mânușițele. Era cât de ce să-mi însortă fata asta. Ar fi râsit curcile. Da. Era să o pățesc ca prost. Se mărită. Foarte drăguț. Am să trec pe la ele. Da, o să trec. Ar fi interesant numai să o văd. Fii sigur că o să te invite și pe dumneata. Da, bineînțeles, dar se poate fără mine. Eu o să fiu foarte încântat să am măcar cu cine schimba un cuvânt la masă. Doamne, ce mai încolo și cu aceea? Avem prilejul să punem la cale o drăcovenie ca să petrecem mai bine. Da, domnilor, viața e scurtă, cum spun filozofii. De asta trebuie să ne dăm osteneala, să o trăim din plin. Deci, pa, Robinson! Ui, la ser! Deci, la revedere, domnilor. E bun stabilit. Robinson, marșul! Crabambuli, e o licoare, străbunii o să rău punta. De-au cumva vreo supărare, ca mine îi veneau de hat. Din noapte până zor de zi, pe-au dus ca de crabambuli, crabambambambuli, crabambuli. Larisa! Larisa! Mamă, ia vino să vezi ce cadou te-a adus Vasea. Văd mai târziu. Doamne, ce podoabe! Cred că valorează cel puțin 500 de ruble. Nu e nimeni la voi? Ochii Parmionici! Nimeni!
De minune. Vă sunt recunoscătoare, Mochi Farmione, și profund recunoscătoare că m-ați onorat. Sunt așa de bucuroasă că m-am și pustăcit, vă rog. Nici nu știu ce loc să vă ofer. Mie tot una, numai scaun să fie. Pe Larisa, vă rog să o scuzați, se schimbă. Da, pot să zoresc. Lasă, de ce să o stingherești? Da, cum de v-a trecut prin minte să veniți? Eu hoinăresc mult pe jos înainte de masă, așa că... Uite, am intrat. Fiți sigur, Mochi Farmione, că vizita dumneavoastră este o adevărată fericire pentru noi. Este mai presus de orice. Va să zic că o măriți pe Larisa Dmitrievna. Da, Mochi Farmione, o mărit. S-a găsit un logodnic care să o ia fără bani? Oh, bineînțeles că fără bani. De unde să luăm noi bani? Atunci are venit urmar logodnicul ăsta al vostru, nu? Oh, cât se poate de modeste. Da. Și socoți că ai procedat cu minte dând pe Larisa Dmitrievna după un sărântoc? Oh, nu știu ce să spun, Mochi Farmionici. Eu n-am nicio vină. A fost voia ei. Uite unde începe partea proastă. El nu s-a gândit, ori n-a vrut să se gândească cum și cu ce va ține o asemenea ființă. Iată despre ce trebuie să discutăm noi doi. Îmi faceți cel mai mare serviciu, Mochi Farmionici. Dumneata, ce gândești despre fica dumitale? Cum ți-o închipui? Păi, știu și eu ce să spun. Cred că nu-mi rămâne decât să vă ascult. Larisa Dmitrievna n-are nimic pământesc în ea așa de toate zilele. Nimic vulgar, mă înțelegi, cum se întâlnește așa într-o viață săracă de familie. Nimic, Mochi Farmione. Ea e eterică. Eterică, Mochi Farmione. Da, creată ca să strălucească. Să strălucească, Mochi Farmione. Atunci ce stare caran, ce văză al vostru să-i procure această strălucire? Da, de unde? O viață de lipsuri? Nu se poate îndura și atunci ce-i rămâne? Să se istovească până ce într-o bună zi, hop, oftica. Vai de mine, dar ce vorbe sunt astea, Doamne păzește? Așa că ar fi mai bine dacă ar deschide ochii și l-ar lăsa. E altă belea, acum am ochii, Parmionă, și din ce să trăim, fata și cu mine? E, asta e o belea cu leac, participarea caldă a unui om puternic, bogat. E, unde n-ar da Dumnezeu să ne pice și nouă asemenea participare? Dacă te străduiești, găsești în asemenea cazuri un prieten bun, puternic, solid, statornic. E neapărat necesar. Și că ce necesar, Mochi Farmionici? Așa că e mai bine să vă atrag atenția ca să nu faceți cine știe ce greșeală. Aflați că eu nu o să cruț niciun sacrificiu pentru Larisa Dmitrievna. De ce zâmbești? Mă bucur. Mă bucur foarte mult că sunteți atât de bine intenționat față de noi. Nata, poate te gândești că asemenea propuneri nu sunt chiar atât de dezinteresate. Vai, Mochi Farmionici! Atunci supără-te dacă vrei. Cum să mă... Gonește-mă! Vai! Dar mai întâi găsește alt om care să-ți promită 10.000 pe degeaba și pe urmă o cărăște-mă cât poți. Vai, Mochi! Nu te trudi zadarnic să cauți că nu găsești. La, văd că m-am lăsat târât în altă chestiune și... Eu n-am venit aici pentru discuții de felul ăsta. Ce e cu cutioara asta? Cutioara? Cum să vă spun? Vedeți, eu aș fi vrut să-i fac un dar fetei de ziua ei, dar... scump, nu-i de buzunarul meu. Astea-s fleacuri, sunt îndatoriri mai importante. Dumneata trebuie să-i faci, Larisa Dmitrievna, un trusou de nuntă bogat, adică bogat e puțin spus. Foarte bogat. Da, Mochi Farmionici. Așa că dumneata comandă tot ce trebuie în cel mai bun magazin nu te tocmi, nu te zgârci, socoteala trimite-o la mine, eu plătesc. Nu găsesc cuvinte să vă mulțumesc, Mochi Farmionici. Iată pentru ce de fapt am intrat la voi. Da, totuși, Mochi Farmionici, eu aș fi vrut să-i fac un dar fetei de ziua ei. Inima păcătoasă de mamă, ce vreți. Ia să vedem ce e înăuntru, cât faci? Eu știu. Prețuiește dumneata, Mochi Farmionici. Ești n-am ce prețui un fleac. Dacă face 300 de ruble, o nimica toată. Mulțumesc, Mochi Farmionici. La revedere. La revedere. Am plecat, mă duc să mai hoinăresc. Astăzi
mă așteaptă un ospăț strașnic. Ne vedem la masă. La revedere și mulțumesc mult pentru tot, Mochi Parmionici, pentru absolut tot. La revedere. Larisa! Ăsta-i darul lui Vasia? Mm-hmm. Nu-i rău. Drăguț băiat. Nu-i rău. Sunt lucruri foarte scumpe, Larisa. Parcă nu ți-ar părea bine. Nu simt nicio bucurie deosebită. Mulțumește-mi, Vasia. Șoptește și tu la ureche. Mulțumesc. Și lui Cunurov la fel. Și lui Cunurov pentru ce? Trebuie, știu eu pentru ce. Vai, mamă, toate sunt la tine secrete și viclenii. Secrete și viclenii. Fără viclenie nu se poate trăi pe lume. Iulica Piton își vrea să candideze ca judecător de pace. Da? Minunat. În care județ? La Zaboloti. Vai, dar e în fundul codrilor. Ce a venit așa de departe? Acolo sunt candidați mai puțini. Mă rog, și acolo trăiesc oameni. Din partea mea fie și în fund de codru, numai să scap cât mai repede de aici. Dar trebuie să plec. Să mă smulg de aici. Marea trece curând, iar eu vreau să mă plimb prin pădure, să culeg frați și ciuperi. Acum înțeleg. De asta ți-ai pregătit coșulețul. De ce nu faci tu rost de o pălărie de paie cu margini late și o să arăți ca o ciobăniță? O să-mi calci o pălărie. Acolo e pace și liniște. Da? Dar o să vină și toamna și atunci nu o să mai fie atâta liniște. Vântul suflă? Se poate ieși. Lupii urlă? Dar tot e mai bine ca ei. Cel puțin o să mă odihnesc sufletește. Pleacă, draga mea, pleacă. Du-te și odihnește-te sufletește. Dar să știi că Zaboliotul nu este Italia, asta sunt datoare să ți-o spun. Pentru că mai târziu, când o să te trezești, să nu mă învinovățești pe mine că nu te-am prevenit. Îți mulțumesc. Fie și sălbăticie, și pustietate, și frig. Pentru mine, după viața pe care am îndurat-o aici, orice colțișor îndepărtat mi se va părea rai. Iulica Pitone! Ia uite-te, Larisa noastră se pregătește să meargă la țară, da. Și-a pregătit și coșulețul pentru ciuperci. Fă pentru mine asta, hai să plecăm mai repede. Nu înțeleg, pentru ce te grăbești? Vreau să fug de aici. De cine să fugi? Te gonește cineva? Sau te rușinezi de mine, poate? Nu, nu mă rușinez de dumneavoastră. Atunci de ce să fugi? De ce să ne ascundem de oameni? Dă-mi răgaz să mă dumiresc, să-mi vin în fire. Sunt fericit. Dă-mi putința să gust din plin bucuria noii mele situații. Să te mândrești cu ea! Da! Să mă mândresc la ce m-aș ascunde. Amorul meu propriu a îndurat foarte multe umilințe până acum. Mândria mea nu odată a fost jignită, așa că vreau să mă mândresc pe drept. Atunci când ai de gând să plecăm la țară? După nuntă, când poftești chiar a doua zi, dar de cununat ne vom cununa neapărat aici. Ca să nu se spună despre mine că nu sunt logotnic pentru dumneata, că nu sunt bărbatul potrivit, ci doar paiul de care se agață cel care se neacă. Oare nu admiți că un om poate avea și el amorul propriu? Amor propriu? Te gândești numai la dumneata? Larisa! Toți îi iubesc pe ei. Când doare mă va iubi cineva și pe mine? Larisa! O să mă duceți la pierzanie. De ce vorbe sunt astea? Mamă, mi-e frică! De ce? Mi-e frică de ceva. Ascultați, de ca nânta să se petreacă aici, atunci vă rog să fie cât mai puțină lume, cât se poate mai modestă, mai nebătătoare la... A, te rog să nu-ți faci asemenea iluzii! Dacă este nuntă, nuntă să fie! Eu, Ogudalova, nu permit niciun fel de meschinărie. Ai să strălucești așa cum nu s-a mai văzut pe aici! Eu nu fac nicio economie! Așa-mi trebuie! Văd că sunt pentru voi o păpușă și vă jucați cu mine! Uite masa de astăzi! Credeți că puțin mă costă? Dar pentru ce-ți trebuie masa asta? Larisa Dimitrievna, 3 ani am îndurat în josiei. 3 ani am primit bagiocura drept în față de la cunoscuții dumitare. Așa că trebuie, cum s-ar zice, să-mi bat și eu joc de ei. Ce-ai mai născocit? Nu cumva ți-a venit chef de ceartă? Uite să știi că în cazul ăsta eu și cu Larisa nu venim. Te rog să nu jignești pe nimeni. Să nu jignesc? Dar eu am putut fi jignit?
Liniștiți-vă, nu o să fie nicio ceartă, totul o să se petreacă în liniște. Voi ridica un toast pentru dumneata și îți voi mulțumi în public pentru fericirea pe care mi-o dăruiești prin alegerea dumitale. Pentru faptul că te-ai purtat cu mine altfel decât cu ceilalți, că m-ai prețuit și ai crezut în sinceritatea sentimentelor mele. Și asta e tot. Toată răzbunarea mea. Nici de asta nu este nevoie. Ba nu. Prea m-au chinuit în crezuții ăștia cu fanfaronadele lor. Să arunci 13 ruble pentru o porție de ceai? Ce asta este? Acum tot de vietul Vasia te legi? Dar nu numai Vasia. Toți sunt grozavi. Ascultați, ascultați ce se petrece în oraș, ce bucurie pe chipurile lor. Birjarii s-au ieșit din minți, strigă, aleargă ca nebunii pe străzi, strigă unul către altul, a sosit boierul. Kelnerii de la birturi scapără de fericire, aleargă din local în local, anunțând, a sosit boierul. Țiganii au nebunit, dau din mâini, fac zarvă. Minunată priveliște. După cât am auzit, boierul a sărăcit de tot. A vândut până și ultimul vaporaș. Cine, mă rog? Cine a sosit? Un chefleu ruinat, un desfrânat și tot orașul se bucură. Frumoase moravuri. Dar cine a sosit? Sergei Sergeevici Paratul. Iată cine. Plecăm la țară. Să plecăm numai decât. Tocmai acum nu trebuie să plecăm. Cum să plecăm? De ce să fugi de el, Larisa? Nu-i tâlhar. Dar ascultați-mă, mă împingeți în prăpastie. Ești nebună. De ce ți-e teamă? Nu pentru mine, mi-e teamă. Atunci? Pentru ce? Pentru dumneata. Oh, pentru mine să n-ai nicio teamă. Nu o să mă las călcat în picioare. Să încerce și o să vadă. Nu știi ce vorbești, Doamne, păzește. Asta nu este Vasea. Te sfătuiesc să fii prevăzător, altfel nu-ți va fi bine. Poftim. Binevoit să priviți, și înființat la voi. Să mergem la mine în cameră. Să mergem numai... Mamă, te rog, primește-l dumneata și scapă cât mai repede de vizita lui. Să mergem. Să mergem la mine în cameră. Mătușico, mânușița. Serghei, Serghei, ce dragul meu. Doriți să ne îmbrățișăm? Se poate? Ce vânt te aduce? Întrecere, fără îndoială. Din potrivă. Și cum mă mai duci? Cum îți merg treburile? N-am de ce să rămâne pe Dumnezeu, mătușico. Eu o duc bine, dar treburile merg prost. Serghei, Serghei. Ia spune, dragul meu, ce te-a apucat atunci că ai plecat așa deodată? Procuriștii și administratorii mei au redus în absența mea frumosul edificiu al averii mele la o mizerabilă coajă de nucă. Atunci am zburat ca să mai salvez din rămășiții ce se mai putea salva. Și? Acum ce afaceri noi învârtești? Gentlemenii ușuratici ca mine nu învârt afaceri noi, mătușico. Vreau să-mi vând libertatea. Aha, înțeleg. Vrei să te căsătorești cu zestre mare. Și la cât prețuiești libertatea dumitare? La o jumătate de milion. Pe an. Nu e proastă socoteala. Altfel n-are niciun rost, nu? Nu se poate. Da, sigur nu se poate. Dar cumpărători, adică vreo cumpărătoare s-a găsit? Cine caută, găsește. Serghei Serghei, iartă-mi întrebarea indiscretă. Dacă vi se pare indiscretă, atunci de ce mă mai întrebați? Știți cât sunt de rușinos. Ajunge cu gluma, Serghei Serghei. Există logodnică sau nu? Și dacă există, cine e? Să mă tai și n-am să spun. Mă rog, cum poftești, cum dorești. Doresc să-mi exprim respectul pentru Larisa Dimitrievna. Pot să o văd? De ce nu? O trimit îndată la dumneata. Serghei, Serghei. Uite ce e. Mâine este ziua de naștere a Larisei și aș fi dorit să-i dăruiesc podoabele astea, dar nu mi-ajung banii. Mătușico, la cât ai mai cerut până acum? N-am uitat tactica dumitale. Strângamele. Bine, mâine o să vă aduc eu un dar mai de preț ca ăsta. Mă duc să trimit pe Larisa. Thank you.
Nu te așteptai să mă... Nu. Acum nu mai așteptam. Te-am așteptat mult timp. Dar până la urmă am încetat. Și... te măriți? Da, mă mărit. Îngădă-mi totuși să te întreb. Mult timp m-ai așteptat? Pentru ce vrei să știi? Aș vrea să știu cât de repede uită o femeie bărbatul iubit cu patimă. N-am să răspund la întrebarea dumitale, Serghei Sergeici. Poți gândi despre mine orice dorești. Acele priviri blânde, duioase, acele șapte dulci de dragoste, jurămintele, și toate acestea, după o lună, se repetă cu altul ca o lecție învățată pe din afară. O, femeie, ușurință e numele tău. Cum îndrăznești să mă jignești așa? Ai aflat că după dumneata am iubit pe altul? Ești sigur de asta? Și totuși te măriți. Dar ce m-a îndemnat la asta? Când acasă nu e de trăit. Când tristă de moarte, ți-i bun să te porți drăguț. Să surâzi când ți se aduc logodnici pe care nu poți să-i privești fără silă. Când aici scandalurile se țin în lanț. Când trebuie să fugi din casă și chiar din oraș. Iartă-mă, Larisa Dimitrievna. Sunt vinovat față de tine ta. Atunci, tu nu m-ai uitat. Atunci tu mă mai iubești. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc, Larisa Dimitrievna. De asta aveai nevoie. Amorul propriu e salvat. Dacă ai fi iubit pe altul în locul meu, m-ai fi jignit adânc. Și n-aș fi iertat ușor acest lucru. Dar dacă te-am părăsit, am făcut-o din pricina împrejurărilor. Totuși, o să păstrez pentru dumneata toată viața cea mai plăcută amintire. Și o să ne despărțim cei mai buni prieteni. Așadar, femeia să plângă, să sufere și să vă iubească. Ce să-i faci, Larisa Dimitrievna? În dragoste nu există egalitate. Nu eu am născocit asta. În dragoste trebuie uneori să și plângi. Bineînțeles, femeia. Firește, firește, doar nu bărbatul. Și de ce? Cum de ce? Pentru că dacă bărbatul ar începe să plângă, i s-ar zice babă. Dar dacă dragostea ar fi deopotrivă de amândouă părțile? Atunci n-ar fi nici lacrimi. Se întâmplă asta vreodată? Rare ori. Serghei Sergeici, ți-am destăinuit lucruri despre care nu trebuia să-ți pomenesc. Sper că nu le vei folosi în dauna sincerității mele. Vai de mine, dar drept cine mă iei? Larisa Dimitrievna, îngădă-mi totuși să te întreb, viitorul dumitale soț are, desigur, multe merite. Unul singur. Numai? Numai. În schimb e de preț. Mă iubește. Da. Într-adevăr, e de preț. Pentru îndeletniciri casnice, e într-adevăr un lucru foarte bun. Când eu sunt beat și sunt într-una, nici iadul nu mă poate opri. Paharul plin îmi cântă-n strună, beau orice-ar fi, beau orice-ar fi, paharul plin îmi cântă-n strună, bea orice-ar fi, bea orice-ar fi. Aproape beat, când troica zboară, frumosul schip nu pot uita, și blestem clipa de odinioară,
care te-a scos în calea mea și blestem clipa de odinioară. Care te-a scos în calea mea. Domnilor, dați-mi voie să vă prezint. Iuli Capitoneci Carandeșev, Sergei Sergeici Parato. Noi ne-am mai cunoscut. Rog să fiu iubit și respectat. Un vechi prieten al Haritei Ignatievna și al Larisei Dimitrievna. Îmi pare bine. Sergei Sergeici este în casa noastră ca o rudă. Îmi pare bine. Și nu sunteți gelos? Sper că Larisa Dimitrievna nu-mi va da niciun prilej ca să fiu gelos. Bine, dar oamenii geloși sunt geloși fără niciun prilej. Garantez că Iuli Capitoneci nu o să aibă de ce să fie gelos. Plecăm în curând la țară. Ah, la țară. Mă retrag în pustietate de la minunatele locuri de aici. Nu înțeleg ce găsești dumneata minunat aici. Depinde. Fiecare ce dorește, după gustul lui găsește. Adevărat, adevărat. Unuia îi place la țară, altuia la oraș. Desigur, Harira Ignatievna. Unuia îi place popa, altuia preoteasa. Sergei, Sergei, ia-ți-mi, dragul meu, de unde știi atâtea proverbe? Am trăit între Luntraș și de pe Volga. Acolo se învață și limba. De la Luntraș se învață limba? Da, mă rog, și de ce nu s-ar învăța de la ei? Pentru că noi, da, îi socotim... Care voi? Noi, adică oamenii culți, nu Luntrașii. Și cum îi socotiți voi pe Luntraș? Eu sunt proprietar de vapoare. Le iau apărarea pentru că și eu sunt Luntraș. Îi socotim modele de grosolănie și ignoranță. Urmează. Urmează, domnule Carandeșev. Urmează. Asta e tot. Mai mult n-am ce spune. Nu! Nu e tot. Ai uitat principalul. Trebuie să cer scuze. Eu să cer scuze? N-ai ce face. Trebuie. Dar pentru ce, mă rog? Asta e convingerea mea. Nu. N-ai voie să te ascunzi după degete. Domnilor, vă rog, pentru Dumnezeu, vă rog. Liniștiți-vă, Harita Ignatievna. Pentru atâta lucru n-am să-l provoc la duel. Logodnicul dumneavoastră va rămâne întreg. Vreau numai să-l învăț minte. Eu am un principiu. Nimănui să nu-i trec nimic cu vederea. Altfel omul începe să se obrăznicească și să uite de frică. Ce ai făcut? Cere scuze numai decât... Mi se pare că e timpul să mă cunoască. Dacă eu vreau să învăț minte pe cineva, atunci mă zăvorăsc în casă pentru o săptămână și născocesc pedeapsa. Nu înțeleg ce... Atunci învață mai întâi să înțelegi și după aceea să vorbești. Sergei Sergeici, vrei să mă arunc la picioarele dumitale? Te rog, pentru mine, iartă-l! Mulțumește, Harita Ignatievna. Te iert. Numai, dragul meu, învață mai întâi să cunoști oamenii. Te rog, nici o vorbuliță, te rog, mă super altfel, te rog. Du-te și poruncește să aducă șampanie. Domnilor, vă rog, nu vă mai certați, să bem pentru împăcare. Ai, da, Ignatievna, dar eu sunt un caracter pașnic. Nici o muscă nu jignez. Din punctul meu de vedere puteți sta liniște. Iuli Capitoneci, te rog, dumneata ești mai tânăr, trebuie să fii mai modest, nu te mai înflăcăra așa. Mai bine poftește-l la masă pe Sergei Sergeici. Pentru noi este o mare bucurie să fim împreună cu el. Am vrut să o fac și singură. Sergei Sergeici, doriți să luați astăzi masă la mine? Cu plăcere! Domnilor, poftiți! Vă rog să fiți prieteni! Rugămintea dumitale pentru mine, Larisa Dimitrievna, e poruncă. E? Vezi? Ia exemplu de la Sergei Sergeici. În ceea ce mă privește, nu mai încape nicio îndoială. Fiecare cuvânt al Larisei Dimitrievna pentru mine e lege. Unde-i șampanie, acolo suntem da. Și noi! Instincte! Vasile Milici! Am onoarea să vă prezint noul meu prieten, Lord Robin. Îmi pare bine. Sărută mânuțele. Îmi pare foarte bine. Așa, acum acolo.
Și acum, milor, fă-te încoace. Dar ce-i poruncești așa prietenului dumitale? N-a fost niciodată în societatea femeilor și puțin cam rușinos. Dați-mi voie să vă prezint, Lord Robinson, Iuli Capitonici Karandeșev. Sunteți plecat de mult din Anglia? Yes. L-am învățat câteva cuvinte pe englezește. Ce tot tragi cu ochii la șampanie? Harita Ignatievna, e voie? Da, sigur, domnilor, vă rog să vă serviți vase în cap. Vai, mulțumesc. Englezii beau toată ziua cum se scoală de dimineață. Mă, adevărat? Beți toată ziua de cum vă sculați? Yes. Ei iau micul dejun de 3 ori pe zi, iar masa de la ora 6 până la ora 12. Este cu putință? Yes. Auziți, este... Hai, tornăm. Yes. Iuli Capitonici, invitați-l și pe el la masă. Fără el, eu nu pot. Vă rog călduros să luați astăseară masă la mine. Yes. Eu plec. Mai am ceva de rostuit acasă. Vă aștept, domnilor. Am onoare să vă salut. Păi să-i placă, parcă are ce să-ți placă la el și se mai și grozăvește ca al gâscanul năbos. Ah, ce idee strălucită! Robinson! Yes! Să stă în față o muncă grea, să-ți dai silința, Robinson! Yes! Lămâi, vă rog! Care lămâi, șarpe veninos? De Mesina... Ei, acum ce-ți mai trebuie și lămâi? După masă, unii boieri beau cafea, alții ceai. Așa că se cere la ceai. La ceai, la ceai. Mi-a stors sufletelul din mine astăzi. Dă-le zeamă de-a guridă. Ah, mamă, ce masă. Nu există rușine mai usturătoare decât atunci când trebuie să te rușinezi pentru alții. Iar el nu bagă de seamă nimic. Ba, e chiar vesel. Dar tu nu vezi că îl îmbată într-adins. Ei se prefac doar că beau și lui îi toarnă într-una. Vai, mi-e frică de toate. Pentru ce fac toate astea? Pur și simplu vor să se distreze pe socoteala lui. Dar nu-și dau seama că mie îmi sfâșie inima. Oh, Larisa, cui pasă de inima ta? Eh, v-ați îndestulat? Ce ai mai preț? Nu, mulțumesc. Masa asta mi-a scos pe realpi. Câte griji și ce pagubă. Bucătarii niște tâlhari au intrat în bucătărie ca pe moșia lor și au dat iama în toate cele. Dacă erau aduse de la mine de la țară, nu mă durea capul. Dar tot e de cumpărat și cumpărat scump, așa că e păcat. Ce socoteli mai sunt și astea. Dar dacă omul s-a țâcnit, uite, a vrut să cumpere, vinde o rublă și ceva. Dar s-a nimerit negustorul cinstit. Luați, zice-te, 60 de copei, ce are etichete vă lipit de care porunciți. Și ce mai vine a dat? Pe cinste, ce e drept, nu-i păcat că am gustat și-o în păhărel. E, miroase șagaroafă, șatrandafir... Dar la drept vorbind, nici banii n-au fost puțin. 60 de copei, sticla. Mai mult nu dăm. N-avem de unde. Așa că nu-i nimerit să facem pe grozavi. Îmi vine să fug de aici încotro mor duce ochii. Dacă vă ia cu amețeală, poftiți în cameră la mine. Dar ce stau eu și pierd vremea? Alerg să număr argintăria și să o încui. Azi nu mai e frică de Dumnezeu. Nu mai e nicio frică de Dumnezeu. Oprește-te, cât mai este încă timp. Acum totul s-a terminat. Păreri de rău cât poftești, dar nu se mai poate schimba nimic. Eu, domnilor, mă duc să iau masa la club, aici n-am mâncat nimic. Ei, mai așteptați, Mochi Parmionici. Prima dată în viață mi se întâmplă așa ceva. Invită la masă musafir de seamă și n-ai ce mânca, e un prost. Ei, trebuie să recunoaștem, ce e al lui, e al lui. E într-adevăr... prost. Da. Și s-a îmbătat înaintea tuturor. Da, am dus la îndeplinire ideea mea. Să-i dau să bea zdravă. Uite, domnilor, în împrejurări din astea, unul ca Robinson e prețios. Prețios? E aur, nu om! Bea și laudă. Laudă și bea. Gustă cu un aer de cunoscător, dar nu consimte să bea fără gazdă. Și Karandeșev a căzut în cursă. Repejor. A uitat și pe ce lume se găsește. E vesel ce spuneți, domnilor, însă mie, fără glumă, mi-e foame. Ce aveți acolo? Țigări de foi. Nu... Ce atârnă pe perete? Recuzite de teatru? Cum să fie recuzite? Uite, asta
E o armă turcească. Pistolul ăsta. Pistolul ăsta? Bagă de seamă, e încărcat. N-ai nicio teamă. De încărcat, orde. Nu e încărcat, pericolul e același. El tot nu trage. Uite, îți dau voie să tragi în mine de la 3 pași depărtare. Te rog. Vă înșelați, pistolul acesta poate sluji să bați cuie în perete. Nu, Serghei, Serghei, nu spune asta, să știi, e un proverb rusesc. Din greșeală te poți împușca și cu un băț. Nu doriți o țigară? Nu, pentru mine sunt prea scumpe, prea scumpe. Sir Robinson, fumați. Eu? Ciudată întrebare. Dă-mi, te rog, 5 bucăți. Dar unde sunt doamnele noastre? Da, 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 unde sunt? Unde-s doamnele? Aici, doamnele, aici sunt, da. Liniștește-te. Ce faci? Mă rog, eu mă cunosc, dar uite-te la ei. Toți sunt veci, eu sunt doar bine dispus. Sunt fericit, astăzi eu triumf. Da, da, mai încet. Serghei, Serghei, te rog, nu-ți mai bate joc de Iulica Pitonăci. Ne doare să vedem cum ne mâhnești și pe mine și pe Larisa. Mătușico, uite, poftim, ca să-ți fac plăcere, termin într-o clipă cu toate astea. Iulica Pitonăci. Ce doriți? Vreți să bem Bruderschaft? Bruderschaft, ai spus? Da. Mă rog, cu plăcere. Dar unde e Larisa Dimitrievna? Cum, se ascunde de noi? Nu, o trimit îndată. Ce bem? Burgoni? Burgoni? No, de burgoni te rog să mă scutești. Eu sunt un om simplu. Atunci ce? Păi de ce? Cred că e timpul să bem amândoi coniac. Ai coniac? Cum să n-am? La mine se găsesc de toate. Hei, Ivan! Da, adu coiac. Pahare mari, nu recunosc paharele. Pahare mari, nu recunosc. Mon ami, la serviciu. Mon ami, pierre, capitan, carina din arată. S-a zis cu carandușe. Eu am început, iar la Sergiu de gata. Să vedem, Bruderschaft. Victima mea, tu ești victima mea, eu sunt victima ta. Și protectorul, și protectorul. Cât sunt de fericit. Sunt de fericit. Larisa? Coniacul. Larisa! Prietene, lasă coniacul, prietene! Ilia. Ilia, sunteți gata? Gata, Serghise. Chitara-i la tine? Nu, Serghise. Dă-o fuga, dă-o imediat. Absolut. Aș vrea, înainte de plecarea cu luntrile, să rugăm pe Larisa Dimitrievna să ne cânte ceva. Dar plimbarea noastră nu o să aibă niciun has fără Larisa Dimitrievna. Merită să plătești cât de mult o asemenea plăcere. Ei, dacă merge și Larisa Dimitrievna, dau bucuros câte o rublă de argint la fiecare vâslaș. Închipuiți-vă, domnilor, că și eu gândeam la fel. Credeți? Uitați-vă cum ne-am nimerit. Credeți că ar fi posibil? Pe lume nu există nimic imposibil, Mochi Barion, spun filozofii. Robinson, însă, domnilor, e deprisos, a petrecut cu vârf și îndesat, e deja beat. Plimbarea asta e un lucru serios, el nu face parte din societatea noastră. Răbdare, domnilor, vă scapie un dată de el. Robinson! Ce poftești? Robinson, ia spune, vrei să mergi la Paris? Când la Paris? Asta seară. Bine, dar știi că pentru asta seară pregătisim aia peste Volga. Mă rog, cum vrei, tu pleci peste Volga, eu plec la Paris. Da, dar n-am pașaport. Asta e treaba mea. Eu aș vrea însă... Însă ce, uite, te duci la mine acasă, acolo mă aștept, te culci, dormi, faci ce vrei. Eu în vremea asta alerg în 2-3 locuri după treburi, înțeles? Da, mi-ar face plăcere să ascult și eu. Te mai pretinzi, artist, da, așa, mă faci de râs. Bate palma! E hotărât, mergem! Mergem! Paris, domnilor! De mult mă bate gândul într. Foarte bine, Robinson. La Paris. La Serge! Larisa, de ce ne-ai părăsit? Nu mă simt prea bine. Bună vii, la Serge! Știi că am băut cu logotnicul dumitale, Bruderschaft? Acum suntem prieteni pe vecini. Îți mulțumesc. Larisa, Larisa Dimitrievna, vino, te rog. Iulica Pitonăci. Lasă, Iulica Pitonăci. Ilia, o clipă. Permite-mi, Larisa Dimitrievna, să te rog să ne faci o mare bucurie. Cântă-ne o romanță.
Sau, mă rog, orice doriți. Nu te-am auzit de un an de zile. Dați-mi voie să vă fac aceeași rugăminte. Nu se poate, domnilor. Nu se poate. Larisa Dimitrievna n-o să cânte. De unde știi tu că n-o să cânte? Poate că o să cânte. Iertați-mă, domnilor. Nu sunt dispusă astăzi. Orice, orice dorești. Dacă spun eu că n-o să cânte, atunci n-o să cânte. Mă rog, rămâne de văzut. Noi o rugăm în genunchi respectuos. Nu rugați, nu se poate. Nu-i dau eu voie. Ce vorbești? Eu mai încerc că nu-i dau voie. Să nu-i dai voie, că nu o să ai dreptul. Prea te grăbești, mai ai răbdare. Da? E interzic cu hotărâre. Dumneata, îmi interzici? Atunci cânt, domnilor. Bravo! 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 Bravo. Ilia, ne-am întâlnit din simplă întâmplare. Când inima nimic nu mai credea, mi-ai fost atunci străin și azi de ce oare ești tot ce am mai scump în viața mea. Dar ne așteaptă clipa despărățirii și atunci noi doi vom fi cu adevărat două scântei din flacăra iubirii ce-au licărit și-apoi în vânt s-au fericire pe care o viață întreagă l-ai dorit îți lasă doar o tristă amintire a clipei când credeai că l-ai găsit. Când vine clipa măgirii, din tot ce-a fost rămân doar ce păcat. Două scântei din flacăra iubirii ce-au licărit și-apoi în vânt s-au spulberat.
verrà. Bravo, bravo, Larisa Dimitrievna. E o mare desfătare să vă privesc, dar o și mai mare desfătare să vă ascult. Simt că nebun. Să auzi și să mori, asta e. Dă-mi voie, Larisa Dimitrievna, îți mulțumim. Iar dumneata ai vrut să ne lipsești de o asemenea plăcere. Eu? Da, da. Eu, domnilor, nu admir mai puțin ca voi felul de a cânta al Larisei Dimitrievna. Să bem șampanie în sănătate aici. O vorbă înțeleaptă, e plăcut să o asculti. Serviți șampanie, serviți șampanie. Mai încet, ce strigi așa? Mă rog, sunt la mine acasă și știu ce fac. Serviți șampanie, serviți șampanie, serviți șampanie. Ilia, du-te și pregătește luntrele, venim și noi imediat. Aleargă. Mochi Parmionici, să mergem, să-l lăsăm singur cu Larisa Dimitrievna. Da, 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 da. Divină vrăjitoare, de știi cum mă blestemam în vreme ce cântai. Pentru ce? Cum pentru ce? Doar nu sunt de piatră să pierzi o asemenea comoară. Cine-i de vină? Eu. Și mult mai vinovat decât gândești, mă disprețuiesc. Pentru ce, spune? Pentru ce? Pentru că am fugit de tine. Și cu cine? Cu cine te-am schimbat? De ce ai făcut? Cu cine? De ce? Din lașitate, firește, trebuia să-mi salvez averea, dar dracu s-o ia de avere. Am pierdut ceva mai de preț ca averea. Te-am pierdut pe tine. Acum sufăr și eu și sufăr și tu. Da. Acesta e adevărul. Larisa, să știi că n-am devenit cu totul meschin. Să știi că nu m-am transformat în brută. În sufletul meu mai licăresc sentimente nobile. Câteva clipe încă. Câteva clipe ca astea. Vorbește. Tocăse dracului toate calculele. Și atunci nicio putere din lume nu o să mă smulgă de lângă tine decât odată cu viața. Vorbește. Vreau să mai ascult fermecătorul tău glas. Vreau să visez doar la o singură fericire. Fericirea de a fi sclavul tău, de a sta numai la picioarele tale. Dar cum? Ascultă, noi plecăm cu toată societatea peste Volga. Vino cu noi. Bine. Bine, dar aici? Nu știu, zău. Ce ar să zic aici? Ce înseamnă aici? La dracu cu aici! Și când să plec? Acum. Acum? Acum, ori niciodată. Haide. Trebuie să recunosc că nu există pe lume ceva mai măreț și mai nobil. Fermecătoarea mea, făptură. Stăpâna mea. Domnilor! Domnilor! Domnilor, propun un toast pentru Larisa Dimitrievna. Merge. Domnilor! Ați admirat adineauri talentul Larisei Dimitrievna. Da, domnilor, talente are într-adevăr multe. Dar nu asta vreau eu să laud la ea. Meritul principal, neprețuit al Larisei Dimitrievna, este că ea, domnilor, știe să prețuiască și să aleagă oamenii. Da, Larisa Dimitrievna știe că nu tot ceea ce strălucește e aur. Ea știe să deosebească aurul de imitație. Mulți tineri străluciți au roit în preajma ei, dar ea nu s-a lăsat câștigată de falsa strălucire,
ci de ceea ce e într-adevăr valoros. Bravo! Bravo! Și ales pe dumneata! Da. Bravo! 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 Eu nu numai că îndrăznesc, dar am și dreptul de a mă mândri. Și mă mândresc. M-a înțeles. M-a prețuit și m-a preferat tuturor. Scuzați-mă, domnilor, poate că nu fiecăruia e plăcut să mă asculte, dar am considerat că e de datoria mea să mulțumesc în public Larisei Dimitrievna pentru preferința ei măgulitoare. Domnilor, beau. Și propun să bem în sănătatea logodnicii mele. Ura! 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 Iulie Capitonici, dar vin mai este? Mai este, cum să nu fie de asta atâtem fac eu rău. Ei, atunci va trebui să închinăm un alt oas. Sigur că da. În sănătatea celui mai fericit dintre muritori, Iulie Capitonici, Carandușer. Iar te potrivi? Ah, atunci dacă tu propui... Tu să vorbești! Normal! De restul mă îngrijesc eu. Mă duc să aduc vin. Aha, după vin. E, ce e bune cu măsură. Da. Plecăm. Mergem. Haide, pregătește-te. Mergem, ne pregătim de Paris. Cu bine, mamă. Ce-i cu tine? Unde te duci? Sau o să te bucuri, mamă? Sau caută-mă în Volga. Doamne, pădește, ce vorbesc astea? Se vede că de ce ți-e scris nu poți scăpa. Poftim. Poftim unde am ajuns. Fugă generală. Eu, domnilor, am... Dar unde sunt? Au plecat sau? Nu-i nimic, cu atât mai bine. Dar dumneata și Larisa Dimitrievna, mai rămâneți o clipă. S-au supărat, m? Înțeleg și mai minunat. Rămânem în cerc intim, familiar și da... Unde e Larisa? 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 Mătușico, Larisa e la dumneata? Nu e la mine nicio Larisa Dimitrievna de-a ta. Atunci ce mai da un... Ivan? Da? Unde au dispărut toți și Larisa Dimitrievna? Pe... Larisa Dimitrievna trebuie să presupunem că a plecat împreună cu domnii. După cum domnii se pregăteau pentru plimbarea de peste Volga, s-ar părea că este vorba de un picnic. Cum? Cum peste Volga? Cu luntrile și farfurii și vin, tot de la noi s-a trimis încă dinainte. Ba chiar și băieți să servească, mă rog, cum se cuvine. Ce-i asta? Ce mai e și asta? Și țiganii, cu muzica lor și tot cum se cuvine. Harita Ignatievna! Unde e fica dumneavoastră? Răspundeți-mi! Unde e fica dumneavoastră? Iulie Capitonici, eu am adus-o la dumneata. Dumneata să-mi spui unde este fica mea! Toate astea l-ați ticluit dinainte. Toți v-ați înțeles dinainte! E dureros, fără omenie de dureros, e caragios, dar oamenii trebuiesc nimiciți pentru că sunt caragioși. Ei bine, sunt caragios, râdeți de mine, râdeți-mi în față. Veniți la mine la masă, beți vinul meu și huliți-mă, bagiocoriți-mă, o merit! Dar se sfarmă. Nu e un caragios. Să-i smulgi inima, s-o arunci și s-o calci în picioare. Cum să mai trăiesc? Cum să mai trăiesc? Haide, încetează odată. N-ai de ce să te boccești. Toți sunt bărbați respectabili. Toți sunt prietenii Haritei Ignatievna. Eu nu știu nimic. Sunteți toți o singură șleaptă. Sunteți cu toții strâns uniți. Dar află! Află, Harita Ignatievna, că până și cel mai blajin om poate fi adus la turbare. Pentru mine de acum nu mai există nici spaimă, nici lege, nici milă,
Numai mânia crâncenă și setea de răzbunare mă înnăbușe. O să mă răzbun pe toți, pe rând, până când mă vor ucide ei. Iulie Capitone, ce faci? Iulie Capitone, să ce faci? Fugi, fugi, pistolul e încărcat, prinde-l. Au vrut ei să râdă de mine. Așa o să-mi râd de minune de ei. O să comande vreo 20 de ruble și lasă-l să plătească. Își închipui că am mare nevoie de societatea lor. Se înșală. Credit am și atâta tot. Eu nu mă plictisesc nici singur. Și solo pot petrece de minune. Da, pentru ca să fie și mai de minune, n-ar fi rău să fac rost și niște biștari. Poftiți vin. Becațele sunt comandate. Nu știu dacă ai auzit. Închiriez aici un teatru. Bună afacere. Da, dar nu știu cui să cedezi bufetul. Stăpânul tău l-ar lua. De ce să nu-l ia? Mai vezi că la mine trebuie întreținut cum se cuvine și ca să fie sigur, n-ar fi rău să-mi dea imediat un avans cât mai mare. S-a ars de câteva ori. Nu dă avansuri. L-au mai tras doi pe sfoară. Doi? Are dreptate dacă doi... Așa că pe al treilea n-o să-l creadă. Ce oameni, ce oameni. Mă uimesc. Peste tot ce iau înainte. Unde poți să ciupești ceva? E gata ciupit. Nu există loc nebătătorit. Da, știi, să nu-i spui nimic, nu mai am nevoie de el, nu mai trebuie, că altfel o să creadă că și eu am vrut să-l... Da, da. Înțelegi, am mândria mea. Da, asta firește. Da. Ce stab ai supărat după masă, domnul Carandășe? Aha. Când toți musafirii au șters-o deodată. Și-a pus chiar în gând să omoare pe cineva. Și-a plecat de acasă cu pistolul. Cu pistolul? Asta nu-i bine. Era și cam afumat. A măsurat bulevardul de vreo 2-3 ori. Uite, uite că vine cu acel. Zici că are pistol și vrea să ucidă pe cineva? Nu cumva pe mine. E, asta n-am de unde să știu. Unde sunt prietenii dumitale, domnule Robinson? Ce prieteni? Eu n-am prieteni. Dar domnii care au luat masa la mine împreună cu dumneata? Ce fel de prieteni? Așa, cunoștințe trecătoare. Atunci nu știu unde sunt acum? N-aș putea să vă spun. Eu fac tot ce pot să mă țin cât mai departe de societatea lor. Eu sunt un om pașnic, familist. Dumneata, ești familist? Nu se poate mai familist. Pentru mine viața liniștită de familie este mai presus de orice. Cât despre buclucuri și harțe, ferească Dumnezeu. Îmi place conversația, numai să fie o conversație inteligentă, cuvincioasă, despre artă de pildă. Uite, cu o persoană distinsă cum ești dumneata, se poate goli și un păhărel. Pe unde dracu s-o șterg, nu doriți? Dumneata trebuie să știi totuși unde sunt. O fi chefuind pe undeva, parcă au altceva mai bun de făcut. Se spune că au plecat peste Volga. Tot ce se poate. Păi dumneata nu te-au chemat cu ei? Nu, ba da, dar i-am refuzat. Nu vreau să mă compromit. Când crezi că se întorc? Asta cred că nici ei singuri nu știu, dar spre dimineață, numai ce te pomenești cu ei. Spre dimineață? Se poate și mai curând. Îi aștept. Am explicații cu ei. Dacă vreți să-i așteptați, așteptați în altă parte, la debarcader. Aici nu veți da de ei, că de la debarcader se duc de-a dreptul acasă, că de altceva nu o să le mai ardă și așa să-mi sătui. Dar la care debarcader? Sunt multe debarcadere! La oricare poftiți mai aici, nu. Aici nu veți da de ei. Bine, mă duc la debarcader. Nu doriți să veniți cu mine? Nu! Am platfus.
și n-am spor la mers. Ivan! Ivan! Da. Adă masa înăuntru și adă și vin. Înăuntru boierul e zăpușară. Mie seara aerul rece îmi face rău. Mi-a interzis doctorul. Ah. Și dacă domnul care a fost pe aici mai întreabă de mine, spune că am plecat. Ei, cum v-a mers? Bine, bine, mai bine reci ca să poată. Eu crăpat gâtlejuri necântând. Stați că mi-au auzit boierii. Crăpat de-a face. Atunci au petrecut bine boierii. Au petrecut grozav. Mai bine reci ca să poată, să le dea Dumnezeu sănătate. Vine încoace să chiflească toți până la ziua. Așa, așa, atunci haide. Hai, luați loc, femeilor să li se dea ceai, iar voi la bufet să vi se dea gustărică. Gustărică și vinișor. Și de ce la bufet? Mai bine afară, că ăștia... Lasă, lasă, că plătește boierul. Poruncește să le țarne și româncecă. Femeilor așa le place. Da, da, așa ne place și cât mai mult. Bine, bine, hai, și româncecă. Ce ai visat? Niște bogătași proști, ceea ce și văd. Oh! Și cum îți petreci timpul aici? Sărmanul meu deștept. Minunat. Petrec pe gustul meu în contul tău. Ce poate fi mai minunat? Ești de invidiat. Și ai mult timp de gând să te răsfeți într-un trai atât de plăcut? După cum văd, judeci cam ciudat, dar ia gândește-te. Ce interes aș avea să renunți la asemenea splendori? Ai dreptate. Spune-mi, nu știu de mi-amintesc bine sau ba. Parcă nu ți-am lăsat cont deschis. Ce are a face? Nu mai ai făgăduit că mai e cu tine la Paris? La Paris? Nu ești în toate mințile. La care Paris te gândești? E în piață o cârciumă, Parisul. Poate acolo am vrut să merg cu tine. Bravo. Bravo. Tu credeai că la cel adevărat, a? Ia gândește-te puțin că te crezi bărbat deștept. La ce te-aș lua acolo? A, poate să te văr într-o cușcă și să te plimbi pe la panoramă. Ai stofă bună, Vasia. Stofă foarte bună. Îți mulțumesc din suflet. Din suflet îți mulțumesc. Vasile Danilici, da. Vasile Danilici, dă-l încolo. Vreau să spun ceva. Te ascult. M-am tot gândit la Larisa Dimitrievna. I-am văzut lacrimi în ochi. Serghei Sergeevici a convins-o să-și lase logodnicul și a păcălit-o din nou. Nu te cred, doar nu o să lase logodnică cu milioane pentru ea. Se cred, proastă sugoteala mai face. Totuși, Larisa Dimitrievna e acum într-o astfel de încurcătură încât noi, cei apropiați ei, nu numai că este de dorit, dar chiar suntem datori să nu o lăsăm în voia soartă. Adică, îndată vrei să spui că acum se prezintă în sfârșit prilejul de a o lua la Paris? Mara, dacă așa vrei să tălmăcești... Și ce te împiedică în ochii, Parmionici? Dumneata mă împiedici pe mine, iar eu te împiedic pe dumneata. Filodor mă n-am să cer. De ce Filodor mă? Se poate și vorbim. Ai dreptate. Uite cum e mai bine. Cap sau pajură? Dacă spun pajură, pierd. Pajurești dumneata, firește. Cap! Ai câștigat, Moghi Barmioneci. Numai că vezi, Vasile Danilici, dumneata ești negustor, trebuie să înțelegi ce înseamnă cuvântul dat. Moghi Barmioneci, mă jignești, dar știu și singur ce înseamnă cuvântul dat. Discut cu dumneata, nu cu Robinson. Da, uite că vine Serghei Sergeevici cu Larisa Dimitrievna. Da. Să intrăm în cafenea, să nu-i stingeri. Haide. Plecani trec în veșnică risipă și drumul vieții s-a scurtat cumplit. Nu-i oare vremea să mă opresc o clipă și să-mi astâmpăr sufletul trudit? Ce ostenită sunt! Nu-i oare vremea mă lasă puterile. Să mă opresc o clipă. Abia am urcat de-al. Robinson!
Ce cu tine, a? Când pleci la Paris? Cu cine? Cu tine la Serge, oriunde poftești. Cu negustorul acela nu am terminat cu negustorii. Cum așa? Niște bădărani. Oare? Și de când ți-ai dat seama de asta? Am știut asta dintotdeauna. Eu țin cu nobil. Asta-ți face cinste, Robinson. Dar mândria ta nu e potrivită cu timpurile. Trebuie să te adaptezi împrejurărilor, prietene. Vino. Te duci pe bulevard, cauți caleașca mea și însoțești pe Larisa Dimitrievna acasă. Hai, hai. Dar Serge, e acolo, așteaptă cu pistolul. Cine? Karandușev. Și ce-mi vă spune? Mă omoară. Oare pagubă. Faceți poruncesc, fără vorbă. Știi că asta nu-mi place, Robinson. Da, Serge, îți repet, dacă mă vedea cu dânsa, mă ucide. Dacă te ucide sau nu, asta nu se știe. Dar dacă nu faci ceea ce-ți poruncesc, te ucid eu și imediat. Hai, hai. Barbari, tâlhari, în ce șleahtă nimeni. Larisa Dimitrievna, vreau să-ți mulțumesc pentru plăcerea. Nu. Nu. Asta e puțin. Pentru fericirea pe care astăzi ne-ai dăruit-o. Serghei, Serghei, ce nume înșira fraze. Spune-mi numai atâtă, sunt soție sau nu? Înainte de toate, Larisa Dimitrievna, ar trebui să te duci acasă. Avem timp să vorbim despre asta și mâine am anunțit. Acasă nu mă mai duc. Bine, dar nici aici nu poți rămâne. Cu dumneata poți rămâne oriunde. Dumneata m-ai luat, dumneata trebuie să mă duci acasă. Dar pleci cu caleașca mea. Nu e același lucru? Nu, Serghei, Serghei, nu e același lucru. Dumneata m-ai luat de la logodnic. Eu ori mă întorc cu dumneata acasă, ori nu mă mai întorc deloc. Cum? Ce înseamnă asta? Nu mă mai întorc deloc. E, dar unde să te duci? Pentru făpturile nefericite există destul loc în lumea lui Dumnezeu. În Volga pot găsi orice vârteș. Peste tot te poți neca ușor, dacă ai voință și curaj. Ce exaltare! E, dar neata, ai dreptul, datoria să trăiești. Cine ar să refuze să te iubească, să te stimeze? Chiar logodnicul dumitale va fi fericit dacă îl vei mângâia. Așa vorbești. Pe soțul meu, chiar dacă nu-l iubesc, trebuie cel puțin să-l stimez. Și cum pot eu oare să stimez un om care suportă cu nepăsare batjocura și jignirile? Cu el am încheiat. Pentru mine nu mai există. De acum am un singur logodnic pe dumneata. Larisa Dimitrievna, te rog să mă ierți pentru ceea ce am să spun, dar nu cred că ai dreptul să cerți la mine atât de mult. Ce spui? Ai uitat, oare? Atunci am să-ți amintesc totul de la început. Am suferit un an de zile. Un an n-am putut să te uit. Viața a devenit pentru mine un pustiu. Am hotărât în sfârșit să mă mărit cu Karandășev, primul care mi-a ieșit în cale atunci. Mă gândeam că îndatoririle de familie îmi vor umple existența și mă vor împăca cu ea. Ai apărut și mi-ai spus, lasă totul, sunt al tău. Oare nu am dreptul? Am crezut în sinceritatea cuvintelor dumitale. Am crezut că le-am meritat după o suferință atât de lungă. Larisa Dimitrievna, toate acestea sunt minunate, dar vorbim despre ele mâine. Nu! Astăzi, acum! Cum? Îmi cere asta? Da-ți cer! Bine. Uite ce este, Larisa Dimitrievna. Admiți că, într-o anume împrejurare, poți să-ți pierzi capul? Admit. Și mie mi se poate întâmpla. Această stare sufletească e foarte prielnică. Înflăcărarea unei încântări pătimașe trece repede. Rămân lanțurile și rațiunea rece.
rațiunea rece care îți spune că lanțurile nu pot fi rupte, că ele sunt veșnice. Lanțuri veșnice. Ești însurat? Nu. Atunci orice alte lanțuri sunt un nimic. O să le purtăm împreună, o să împart cu tine această povară, cea mai greu e asupra mea. Sunt logodit. Iată unul din lanțurile de care sunt legat pentru toată viața. De ce nu mi-ai spus? Ce cruzime! Ce cruzime! Dacă puteam să mai gândesc la asta, ai apărut dumneata și pentru mine n-a mai existat nimic. Uită-te în ochii mei! Uită-te în ochii mei! Ochii tăi, semini ca cerul. Larisa, pleacă, ajunge, pleacă din calea mea. Hotărăsc singură ce-am de făcut. Pleacă. Pleacă din calea mea. Ajunge. Larisa Dimitrievna, ascultă-mă și nu te supăra. Nici nu-mi trece prin gând să te jignesc. Îți doresc numai binele și fericirea, adică ceea ce meriți pe deplin. Nu vrei să mergi cu mine la Paris, la expoziție? Pe urmă, viața pe deplin asigurată. Nu te teme, nimeni nu o să te condamne. Sunt graniți dincolo de care nicio condamnare nu trece. Eu pot să-ți ofer un trai atât de îmberșugat încât cei mai înverșunați critici de moralitate o să-și caște gura de uimire. Eu n-aș sta o clipă pe gânduri să-ți ofer mâna mea, dar sunt însurat. Te văd tulburată și nu îndrăsnesc să-ți cer un răspuns pripit. Gândește-te, dacă primești propunerea mea, dă-mi de veste și în clipa aceea mă preschimb în sluga dumitale credincioasă, gata să-ți îndeplinesc toate dorințele la poruncă, chiar și capriciile dumitale, oricât de ciudate și de scumpe ar fi. Pentru mine, chiar imposibilul e puțin lucru. Peste grilaj și s-a învârtit pământul cu mine. Gata să cad. Ce bine ar fi să mă arunc. Mm-hmm.
să te desparți de viață nu e așa de ușor cum credea. N-am putere. N-am. Ești ce dezgust simt pentru dumneata. Ce cauți aici? Dar unde vrea să fiu? Nu știu. Unde vrei, numai acolo unde sunt eu, nu. Te înșeli. Eu trebuie să fiu întotdeauna lângă tine, să te apăr. Iar acum sunt aici ca să răzbun jignirea ce ți-au adus. Pentru mine jignirea cea mai grea e protecția dumitale. Nimeni altul nu m-a jignit. Prea ești îngăduitoare. Knurov și Vojevatov te trag la sorți. Cap sau pajură, care din doi te va câștiga și asta nu e jignire. Strașnici prieteni mai ai și strașnică stimă au față de tine. Nu te consideră o femeie, nici măcar ființă omenească. Te consideră obiect. Obiectul firește aparține cui îl câștigă. Obiectul nu poate să se supere, nici să se simtă jignit. Obiect? Da, obiect, sunt un obiect. Au dreptate, de asta m-am convins până la urmă și eu. Sunt un obiect. În sfârșit s-a găsit cuvântul potrivit pentru mine, l-ai găsit dumneata. Și acum pleacă. Te rog, lasă-mă. Să te las? Cum să te las? Cui să te las? Orice obiect trebuie să aibă un proprietar. Eu mă duc la proprietarul meu. Eu te iau, eu îți sunt proprietar. Oh, nu. Orice obiect are un preț. Sunt prea scumpă pentru dumneata. Cum vorbești? Dacă e să fiu obiect, atunci îmi rămâne o singură satisfacție. Să fiu scumpă, foarte scumpă. Fă-mi, te rog, un serviciu. Du-te și trimite-l pe Knurov la mine. Ce spui? Dar ce-i cu tine? Vino-ți în fire. Atunci mă duc singură. Larisa Dimitrievna, oprește-te. Te iert. Iert totul. Dumneata, mă ierti? Îți mulțumesc. Să plecăm imediat din orașul ăsta. Acum consimt la orice. Prea târziu. Te-am rugat să mă scoți cât mai repede din această șatră. N-ai vrut să înțelegi. Se vede că mi-e dat să trăiesc și să mor printre ei. Te implor. Dăruiește-mi fericirea. Prea târziu. Acum în fața ochilor mei sclipește aurul și scânteie briliantele. Sunt gata la orice sacrificiu, sunt gata să îndur toate umilințele pentru tine. Pleacă, ești prea mărunt pentru mine. Nimic. Spune-mi cum să-ți merit dragostea. Te iubesc, te iubesc, te iubesc! Eu dragostea am căutat și n-am găsit. Pe mine toți m-au privit și mă privesc drept o păpușă. Niciodată. Nimeni n-a încercat să pătrund în sufletul meu. Nimeni nu m-a compătimit. N-am auzit un cuvânt cald din inimă. Și ca să trăiești așa, e fioros. Eu nu sunt de vină. Am căutat iubirea și n-am găsit-o. Nu există pe lume. La ce aș mai căuta? N-am găsit dragoste. O să caut aur. Nu pot fi a dumitale. O să-ți par rău, trebuie să fie a mea. A oricui, dar a dumitale nu. A mea nu? Niciodată. Atunci nu o să fie a nimănui. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Ce bine facere ai săvârșit. Te încoace pintorul.
singur. Ce? Ce? Ce s-a întâmplat? Eu singur. Eu. Nimeni. Puneți-le să tacă! Puneți-le să tacă! Cine-i vesel? Lăsați-l să se veselească. Eu nu vreau să tulbur pe nimeni. Trăiți. Voi trebuie să trăiți. Eu trebuie să mor. Nu mă plâng de nimeni. Nu sunt supărată pe nimeni. Sunteți toți oameni buni.